Bună dimineața! După ce ani de zile am experimentat pescuitul de competiție atât pe plan național cât și internațional, astăzi m-am decis să vin aici la Are Studio în Calea Floreasca și să încerc să prind primul nou pește virtual. Urați-mi baftă și haideți să vedem despre ce e vorba. Pentru asta, pentru a ne transpune în mediul virtual, avem nevoie de această cască specială și de aceste două joystick-uri care, practic, astăzi vor fi mâinile mele. Wow! Sunt înconjurat de un peisaj extraordinar. Mă simt exact ca la lacul Bicaz. Sunt înconjurat de munți, sunt un ponton și am în față o barcă extraordinară în care voi încerca să urc chiar acum. Wow, barca asta e chiar mai bine dotată decât barca mea. Am un mare sonel în față și un suport de lansetă pe care sunt nerăbdător să o încerc. Am reușit să iau lanseta în mână și voi face prima lansare cu acest twister care imită un vierm. Presupun că specia țintă este basul. Ok, am reușit să fac și primul lanseu. Nu este complicat. Mi s-a părut mie un pic la început, fiind prima dată când folosesc aceste device-uri pentru realitate virtuală. Cred că un peștișor îmi urmărește viermele. Haide, peștișorule, te rog să tragi, l-am prins! Opa, se pare că am primul meu pește virtual în lansetă. Nu pot să cred. O să mă concentrez foarte mult ca să încerc să-l scot. Pare un pește destul de mare din cum simt vibrațiile astea în lansetă. Este! Super! Asta e primul nou pește virtual. Extraordinar! Dacă exista astfel de pești în lacul Bicaz, aș fi fost cel mai fericit pescar. L-am eliberat. Foarte tare această experiență de pescuit virtual. Nu mă așteptam să fie chiar atât de reală. Este extraordinar. Veniți cu toții aici la Are Studio, experimentați pescuitul virtual, iar dacă vreți să mergeți în realitate la pescuit și aveți nevoie de ustensile, vă invit la magazinul Power Fishing, unde puteți beneficia de 10% discount la toate produsele din gama noastră. Și dacă îmi permiteți o recomandare, că tot am prins un bas, pentru bas folosiți astfel de năluci.